Pe scurt, am chiulit de la școală. Oh my god, ora 6:30, trebuie să merg la școală, dar mi-este lene. A intrat mama. Trezește, vin și ai mânca și mergi la școală, ok? Spală-te! Atât de tare nu vreau să merg la școală. M-am ridicat, am mers la baie, m-am spălat, am intrat pe YouTube. Am intrat pe diverse channel pentru a afla ceva nou și interesant. Dacă îți place curiozități sau lucruri interesante, intră. Puteți găsi conținut cum ar fi ce s-ar întâmpla dacă te-ar înghiți o balenă sau trei jocuri sfârșitul cărora sigur nu l-ai văzut. Doamne, cât este de interesant. Prieten, linkul va fi în descriere. Doamne, cât de enervant este să stai în telefon. Eu vreau la PC să joc în CS:GO, pe toți îi rupi. Piu, piu, piu. Poate să-i spun mamei că m-am îmbolnăvit și mă simt foarte rău? Mama, dar eu mă simt foarte rău. Serios? Sau tu pur și simplu vrei să stai acasă? Serios, serios, mama. Uite, am fiebre. Serios? Da, să mă uit. Tu într-adevăr ai fiebre, micuțul meu. Atunci stai acasă, eu o să-i sun la dirigente și o să-i spun că te-ai îmbolnăvit, bine? Hai, bine. Tu atunci mergi în cameră și stai cu cap, bine? Hai. Eu nu sunt prost, pur și simplu am stat cu capul lipit de calorifer. Am mers în cameră, m-am culcat în pat, mama a intrat în cameră, mi-a făcut un ceai și mi-a spus: eu trebuie să merg la serviciu, tu să bei ceaiul și aceste două pastile, bine? Da. Hai, pa, o să vin de seară, bine? Pa, pa, mama. Iartă-mă, mama, dar nu pot să beau pastilele. Deci, acum trebuie să mă gândesc cum să folosesc toată ziua pentru să-mi fie foarte bine până când colegii mei stau la școală. Am mers la mine în cameră să verific câți bani am adunați, am deschis dulapul, am luat banii și am început să număr câți bani am. Bine, pentru o pizza am bani. M-am săturat în fiecare dimineață să beau ceai cu napoletane. Am luat telefonul, am sunat la pizzerie. Bună dimineața, ce doriți? Bună, spate o pizza cu salam, cașcaval și ciupierci. Lucrătorul m-a întrebat adresa unde locuiesc și să am banii fără rest și mi-a spus că curierul va fi peste 30 de minute. Mulțumesc mult, vă aștept! Bună ziua, ți-a comandat pizza? Da. Salam, cașcaval și ciupierci? Da. Am luat pizza, i-am dat banii, am mers la bucătărie. Pizza, cât timp am visat să te mănânc. Om, 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 om. Trebuie să mă lăs un pic. Am mers în cameră, m-am lăsat în pat și nici n-am observat cum am adormit. Da, am dormit. Și de ce anume azi vecinii au început să facă reparații? Și acum trebuie să merg la bucătărie pentru că nu vreau să aud acest zgomot teribil. M-am ridicat, am mers la bucătărie. Da, foarte super. Să dorm, nu pot să mă joc la PC. Nu pot din cauza acestui zgomot oribil. Am început să-mi joc în telefon. Am deschis Brawl Stars-ul, am jucat câteva meciuri, am pierdut 100 trofee, am ieșit, am început să-mi jur de ce mi-a picat această echipă de căcat, chiar dacă eu eram vinovat în fiecare meci. Am mers la mine în cameră. Deja nu se aude acest sunet teribil. M-am așezat la PC, acum se poate de jucat toată ziua în PC. Mi-a sunat mama. Fiule, cum te simți? Foarte rău, mama. Stau culcat în pat, nici putere n-am să mă ridic. Hai, atunci nu te mai deranjez. Hai, pa! Am continuat să joc. La bia, băi! Au, domnule, mă auzi? Mama? Adică așa tu ești îmbolnăvit? Sau la tine urechile s-au îmbolnăvit? Eu am văzut, eu am ascuns camera, ascuns în casă. Și am văzut ce faci tu. Așa că de mâine mergem amândoi la director. Capul mai sus ridică. Bine? La director. Nu plânge. Mâine mergem la director și tu mâine totul o să explici. Ai înțeles? Gata. Uite, s-au îmbolnăvit. Doamne, copii. Nu te mai juca, gata, să-ți PC-ul. O săptămână fără PC rămâi. Pe scurt, am chiulit de la școală. Prieteni, pentru următoarea parte, haideți să adunăm 10.000 de like-uri și scrieți în comentarii dacă ați chiulit vreodată de la școală.